Eu în copilărie eram copilul problemă. Am avut 3 accidente de mașină. I-am făcut mamei mele zile fripte. Îți dai seama să te aducă vecinul cu piciorul rupt că ai fost călcat de mașină în fața ușii și maică ta să deschide să te vadă un vecin cu copilul în brațe. Deci e ceva așa foarte... Sau a mai dat peste mine odată mașina 139. Am venit cu fața plină de sânge și cu dinții îmi făceau așa în gură. La care e primul lucru care îți vine în minte când te gândești copilărie? Mâncarea bunicii mele. Dumnezeu să o odihnească. Deci, când mă gândesc la cum eram eu când eram mic, îmi vin numai mirosuri de alea de la... Bunica mea e moldovencă. Era moldovencă. Zic e pentru că încă e aici. Bă, făcea niște poale în brâu, niște ardei copți cu smântână, niște ostropele de alea la cea undă. N-avei cum de... Nu, când mă... mi pare rău că nu mai simt gusturile alea acum. Ai crescut cu ea? În primii ani din viață, da, ea m-a crescut.